Nu luăm de tine. Că ne frică, dar vezi ce să facem. Păi atunci de ce te bagi? De ce te bagi? Hai de capul vostru. Vezi, zis tu de-a de tale. Hai de capul vostru. Nu mai aud. Nu iau apărarea, dar încetați la nimeni, că nu v-am oprit să iau apărarea nimănui, că n-am nicio treabă cu niciuna. Ideea e vorbește un loc meu, fac ce vreau. Și că vezi, domne, ți-a apărarea ție, când ea, de fapt, singura ei problemă este că Radu i-a acordat atenție, dar nimeni. Place și ea și ea, foarte bine, place să-l toate. Păi să nu se mai da mironosință, asta este problema. Să fii așa și în spate, nu cum vine în casă, e altă persoană. Fii tu, frate, cum ești în spate, ești aici. Păi, fetița mea, intri în casă. Ce faci, mă, Dalea, așa, cum intri și în spate, uite așa. Păi dacă trebuie să fie așa, stai, dacă vorbești cu cineva, ești... Unde? Păi nu vorbești, asta-i problema aici. Vorbesc dacă am ceva de spus. Ce mi-te obții? Fii tu! Fii tu! Păi dacă ești așa, fii și în spate, dacă ești așa... Fii în spate! Băi, e acasă de frică, care-i problema? Da, ăla e Radu, nu mai pot de atenția ta, îmi pare, super de atenția ta, da. Subiectele la noastre care se vede clar că suntem doar prieteni. Dacă era, făceam pe ascuns, ne ascundeam pe la urmă. Am spus gata și cum ai ce să vorbești cu mine. Tuturor trei glume, hai să fim serioși. Ce ți se pare că eu m-am ascuns pe după oși cu el? Da, tu iei, doamne, să ajungi pe zăpadă. Care-i problema? Păi cum adică care-i problema? Păi care-i problema? Nu am știut, nu am știut, eu ne uită după mine. Nu am nicio treabă cu el, păi, nu. Tot ceea ce facem, facem pe față, glumim. Da, păi ce am făcut pe față? Când am intrat în casă, am făcut asta pe față. Cer cu el să mă înjur? Păi din ce putem este cea să ia cu mine? Păi nici n-am. N-am niciun motiv să-l înjur. Când o să-mi dea motiv? Eu am motive să-l înjur. Și el mă înjura și eu l-am înjurat. Bine, înjură-l pe el, nu te lua de mine, că fac eu nu știu ce fel de treabă. Tu ai dau ție raportul în casa asta. Dar nici nu ți-am cerut vreun raport. Dar nici nu ți-am cerut. Eu am spus doar ce am văzut. Degeaba urmi la mie, degeaba te cerți. Ce ai văzut? Că te licărești pe aici cu ele trupul. Așa, și așa, și nimic. Ești tu în măsură să-ți dai cu părerea despre situația între mine și el? Ești tu în măsură? Spun părerea, de aia sunt aici. A, urmați, m-ați zăpăcit toată. Dar ești să vorbesc și să-ți spun părerea. Hai, tocmai ce te-ai luat de mine părerea. De două zile aici. Nu v-a cerut nimeni părerea. Spui că acum îți dai cu părerea, tu ai drept la replică și eu. Nu v-a cerut nimeni părerea. Ai văzut despre ce e vorba, e sănătoasă la cap. Nu e mai lasă, o să bag în seamă două minute ca să se calmeze. Da, ia-o ca e mine. Nu mai am bărbați pe lumea asta, numai tu ești să mă calmezi. Du-te de aici! Da. Du-te de aici, că numai din cauza ta. Da, din cauza ta mă crizezi pe aici sau de tine. Ia pe tine, du-te la cine? Ea. Ia-o în brațe ca să moară dușmanul de ciudă. Gata, am luat. Păi doar dacă tot... Vezi că zic, că e un sclav. Vezi că eu am... Vezi să zic! Pentru un material, mă, să-ți vinzi tu demnitate de femeie, mă! Nu știu cum aștept. Dar acceptă, dar. Daniela acceptă. Acceptă, Daniela. Daniela, Ana, toate acceptă. Nu vezi că și Gianina se mai joacă cu el și așa. Toate intră în joc, în același timp. Săraca Adelina. Mâncoaia și o guriță. Te-ai convins, Ana, că trebuie să mai folosești și creierul din când în când? Ce? Te-ai convins că trebuie să mai folosești și creierul din când în când? Vezi ce se întâmplă când aici e lipsă gaură space? Vorbim, ne luăm de la. Exact tu vorbești, Ahmed. Păi exact nu vezi că toată lumea se ia de tine pe niciun motiv? Ești maica precistă, tu nu greșești cu nimic, Filofteo, și toată lumea se ia de tine fără niciun motiv. De mine? Dar nu vezi, toată lumea se ia de tine fără niciun motiv, vă rog frumos, lăsați fata în pace, nu mai fiți nebuni. Păi da, frate, ea nu are ce. Ai rămas fără cuvinte, vezi că trebuie să cauți să mai vorbești și cu mine. Haide, vorbește, fă-ți material cu mine. Eu cu tine vorbesc că n-am eu chef, înțelegi, Doamne? Haide că am văzut că-ți cauți mereu anturaje cu mine. Hai să vorbim. Ai învățat să-l folosești sau vorbești tot așa din Bozgorel? Vorbești tot din Bozgorel sau ai învățat să-l folosești pe ăsta, micu? Vorbesc cum am eu chef. Cum ai tu chef? Păi știu că acolo la țară așa se folosește limbajul ăsta. Stai cu minte că nu-s de la țară. La țară să folosești. Mă, unde vezi tu care e față de țară? Păi dacă nu ești... N-are, mă, ce? E mult mai rău dacă nu ești de la țară. Înseamnă că unde... Are trei proprietăți. Ai vreo problemă cu țăranii sau care ai probleme? Pe mine mă interesează doar că ea nu trebuie... Cu mine am să le rup până... Nu trebuie să se bage în ceea ce fac eu sau că fac cu Radu, că fac cu Mădălin, nu e problema. Trebuie să ne urmăm liderul, să venim noi la fete.
minut a lăsat? Da, păi nu mi-a dat X. Nu mi-a dat X. Care e problema ta? Ți-i frică că nu mă reușesc? Păi dacă el îți permite să vorbești, să vorbești cu toți bărbații, înseamnă că produs ești producătoare. Dar ce cauți acum atenția mea? Ce cauți atenția mea? Ești donatoare, fata mea? Ce sunt? Ești donatoare? Ești donatoare, la cine am eu chef? Donatoare? Nu, ce ciudă că nu mi-a dat. Ăsta e statutul tău. În momentul care o femeie nu are creier, folosește banii. Tu telefonele, du-te-n baie și... Telefonul cu pozele mele. Folosește cash. Du-te-n baie și... Telefonul cu pozele mele, mersi frumos. Oh. Hai, oh. Hai. Oh. Dispari. Oh, pasta. Du-te. Să nu începe aici. Hotelele că e grav și oamenii lucrează aici. Dar de ce plângi? Da. A? Nu, n-ai mai, auzi? N-ai mai vorbit cu moșul ăla? Ce? Auzi, Ana? Ana? Normal. Nu ți-a mai răspuns moșul să-ți mai pună 3-4 mii? Nu, de ce vrei și tu? Vrei să-ți drept și pentru tine? Vrei să-ți drept și pentru tine? Îmi pare. E foame mare, e foame mare. Nu-mi e foame, nu-mi e foame, mie nu-mi e foame. Îți dau oamenii ăștia aici de cu care tu te vrei. Îți dau de trei ori. Eu sunt fericit și fără bani, am creier. Tu stai și vorbești cu oamenii de aici, oamenii de aici. Unde, de unde, 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 unde. Nu sunt pentru un ca tine, să-ți spun așa. Așa floare, mândră, floare. Dar și faci la fel, stai să vorbești cu el. Păi nu vezi cât e de mă enervează. Vrei 50 lei să nu mai plâng, mă. Te pup, Roxana. Roxana. Bet, vrei 50 de lei ca să nu mai plângi? Auzi, vrei 50 de lei să nu mai plângi? Janina! De unde e Adelina? Afară, cred. Uite. Am cum zis nu? Să-mi spui cine adevăratul motiv și tu mi-ai zis că te plac. Ei, mă place. 24 de te intoa să ia că-mi place mie de Daniela. Lasă-mă, că nu... Radu, vezi că dacă se întâmplă... Dacă... Mi-am pierdut cuvintele. Nu mai faci așa, că știu că faci să faci pe Adelina gelosă, las. Așa vrei să începi o cunoaște? Te trebuie să ne cunoaștești și după aia ne pupăm. Nu te-am pupat, dragă, nu știu cum am. Deci nu vrei. E bine, tu de ce insiști așa? Acum să mă grăbesc. Ah, nu, nu te grăbi, las. Lați. N-ai cum. Madalin, îți spun prima dată cu frumos. Cum, cu asta? Nu începe cu tine. Băi, da, gata! Bă, lasă la noi! Lasă-l, nu mai aruncat! Nu! Băi, gata! Da-l-a! Stai! Ce miroase aia! Prima dată ți-a zis cu frumos, o dai cu urât? Hai! Urât, hai, gata, dai drumul și tu de aici că mă disper deja! Ți-a zis odată să pleci? Hai. Du-te! Haide! Du-te odată că mă disper, Mădăline! Faci pe interesantul pe aici! Dă-i mă insignia asta că poate așa pleacă, că mă disperă! Ca asta vrea, du-te. Deci nu. Ești bine? Hai. Îți place ce se întâmplă în jur așa? Haide. Mișto și de tine și de mine. Stai și te mai. Mi s-a făcut somn, stai și. Haide. Haide. Nu mai fi și tu. Haide. Nu mai fi. Hai o dată, Mădăline, haide. Bă, dar chiar îți place să fii rugat, dă-i drumul de aici, hai. Îți place să fiu pedepsit. Du-te de aici, haide. Mi-e plac provocările. Hai. Hai, Mădăline, du-te. Băi. Hai. Lăsați-mă, uite, am mâncat și mi-e rău. Lăsați-mă și pe măcar că mi-e rău. Mișto, hai că deja mă apucă nervii și m-ați luat la mișto toți. Hai, afară. Doamne. Acum, ieși odată, că-ți dau una, ieși. Să-mi dai una. Ieși. Bine, ce vrei să-mi dai? Ieși de aici. Că mă disper. Nu, că voi vă bate joc. Du-te și vorbește cu fata asta în altă. Hai, alte. Ieși odată de aici. Nu există, ieși. Nu, ieși odată, n-auzi de... Nu mai, du-te! Da, voi aveți doar o problemă cu nu mine. Nu vrea! Mai nu a venit! Ce vrei să ieși afară? Păi tu n-ai vrut să pleci! Dar nu e doar Mădălina aici, pare rău! Ei au vrut să plece, tu n-ai vrut să pleci! Nu, vreau să văd când pleacă toată lumea. Ieși! Vezi că am avalieră. Nu, nu mai da... Să mergi? Gat! Hai. Ce uite-ți? Nu mai, Radu, nu mai da cu sumă! Radu, lasă! Nu mai da cu sumă! Lasă-l, nu mai da cu sumă! Hai, ieși odată, că exagerezi! Și mie somn acum, lăsați-mă două minute. Nu înțelege, nu înțelege. A fost prea dulce Roxana cu mine și am dat în diabet și mi-e rău. Radu, fere l-a făcut. Nu vrea să plece, Lenga, nu vrea să plece. Păi să plece ăsta, ce să ce sunt eu aici? Să plece, și plec și eu. Îmi zic de 100 de bă, dar nu mai fi de la... Mai e pe aici.
Păi, luați peste de aici. Măi, nu vă mai provocați, Madalin. Dar ce legi și tu, Dutin? Vă lați canapea, nu mă interesează. Cum mi-a făcut? Bă, frate, dar nu, eu chiar accept, pentru că el știa că aveam tenul uscat și știe că masca de roșii, masca de roșii face bine la ten. Chiar îi mulțumesc, e un prieten foarte bun, Radu. Nu-i mai da cu nimic. Chiar apreciez gesturile lui. Auzi că știam care e problemele cu tine. Madalin, nu, că înțeleg că țineți toți cu el, dar vă luați mai șor. Hai jos, stați și voi. Stați și voi. Da, la nu se poate. Până pleacă ăla și până pleacă, ăștia plec și eu. Păi el a vrut să plece și tu nu pleci. Dar ce sunt eu de vină? Ok, uite și pe ei și pe el. Hai! Toată lumea a vrut să plece, nu ai tu. Tot o dată, pa! Nu, pe aici, nu plec pe acolo cu ei. Pleci, pe m-a. Pleci, dar poate te trezești. La... Deja exagerezi. Nu mai. Și pe jos, și peste tot. Și... Unde e cheia? Ai, la mine? E la mine. Alex. Să vină Codruț. Bună, Roxana. Bună. Ce faci? Bine, tu. Nu mai e... Nu mai e. Nu mai e. Ei, lasă așa. De așa zic, ai vrut să te chem pe tine. Te-am chemat. Am vrut. Păi n-ai spus să ne vedem la camera roșie? Ei, eu ziceam în glumă, gen, puteai să chem pe cine vrei tu. A, acum că te-am chemat, ca și cum e glumă, nu? Nu glumă, am zis, dacă vrei, mă chem pe mine, dacă nu, pe cine crezi tu că... N-ai spus ne vedem la camera roșie? Nu mai știu exact. A, nu mai știu. Mm-mm. Așa, ia zi, că aici putem. Cum te simți? Bine, m-am nevoit. Ești bine aici? Păi de ce? Din cauza Anii. De ce ai zis că eu n-am fost atent? Că sunt de două zile aici și că îmi dau cu părerea și ca și cum eu nu am drept la replică. Puteai să ai dar și o oră. Dar cu toate astea, păi i-am spus și eu, puteam să intru în casă acum. Dacă eu am, consider că am ceva de spus, spun. Nu trebuie păi să dau ție explicații. Dacă eu consider că ești diferită aici față de cum ești tu când ești afară cu noi. Eu ți-am zis, orice vezi și ce părere ai ca să o spui. De asta am făcut. Am considerat că pot ajuta și m-am băgat. Nu m-am băgat degeaba, cum face ea de obicei. Cum vine în casă, gata, suntem pe ceartă. Uite, de exemplu, prima dată când ai intrat, a zis că vrea ca să fii cu Radu sau să îndrepti spre Radu. După două zile, a zis de mine. După a început și vorbea cu băieții pe afară, cu nu, nu le mai dau nume, dar vreo trei din sezonul trecut. Păi asta este problema, că în afara casei, ea nu vorbește cu noi, interacționează. Acum în casă s-a dat victimă în fața Adelinei, ca și cum Radu, vezi, domnule, ce îi face... prin faptul că el vorbește cu Daniela, dar de fapt adevărata ei problemă este că Radu îi dă atenție Danielei și nu îi dă ei atenție. Și prin asta ea ca și cum lovește în două părți. Adelina să înțeleagă că, vezi, domne, Ana este lângă ea, dar ea de fapt e o atacă, Radu, de fapt. Da, 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 da. Asta e. Nu, încerc să o îndepărtezi, ori să se apropie de Radu, ori să-și facă subiecte. Una din două. Păi da, nu are cu cine să-și facă materiale și se leagă pur și simplu de oricine până când o se prindă de cineva. În momentul în care o se prindă, o să rămână acolo. Da, dar vezi tu că reușește. De ce te enerva? Mi-e milă de ea, mă, și prieten, era gagică ta de... Era pe afară, nu te-era milă. Ești capabilă să purtăm o conversație? Sunt capabilă. Bun, ești capabilă să vorbești frumos. Ura, la gară, bere, cu metre, la gară. De aminte, nu Mișa te mai băga în seamă cu mine, atât. Auzi, mă, spui tu mie ce să fac. Nu fac niciodată. Da, am înțeles. Pe tine. Ieși afară, mă. Îți place să-ți dau atenție, să-ți oferi cât mai multă atenție. În momentul în care nu-ți oferi atenție, te crizezi. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.